Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care a fost convocat în conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001. La ședință nu am semnat în legi. Constatând că la această ședință sunt prezenți 33 consilieri județeni, în totalul de 33 consilieri de funcție, declar ședința ca fiind legal constituită. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât nu o să-mi dau citire. Vă supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere nu sunt. 33 de voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct, secretarul județului dorește să vă facă o precizare. Vă rog. Permiteți-mi să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței. Nerespectarea acestor prevederi legale ar trebui nulitate absolută a hotărârii adoptate. Este ceva? Nu? La punctul 1 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Crâncești, Republica Moldova. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Este pentru. Voturi împotrivă. Abținere nu sunt. 33 de voturi pentru. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în administrarea unor bunuri proprietatea publică a județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. La sunt. Cu 33 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere nu sunt. 33 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere nu sunt. 33 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință cu titlul gratuit a unor bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abținere nu sunt. Cu 33 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre prin aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Ținându-se sunt 33 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre cu privire la emiterea avizului consultativ pentru planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești și pentru anul 2019. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre și este pentru. Împotrivă. Sunt. 33 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 146/2012 privind înființarea
echipei intersectoriale locale NAMS în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței asupra copilului. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre și este pentru. Împotrivă. Sunt 33 de voturi pentru. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanistică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Voturi împotrivă. Abținerea. Sunt 33 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Ce este pentru? La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Securitate. Se rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Voturi împotrivă. Sunt 33 de voturi pentru. La punctul 12 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate a Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Bugete. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Voturi împotrivă. Abținerea. Sunt 33 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 13 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean. Vă rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Voturi împotrivă. Abținerea. Sunt 33 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 14 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Serviciu. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Voturi împotrivă. Abținem. Sunt 33 de voturi pentru. Hotărârea adoptată. La punctul 15 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale bibliotecii județene este Cătălin. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Și este pentru. Voturi împotrivă. Abținerea. Sunt 33 pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 16 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale complexului muzeal județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre și pentru voturi împotrivă. Abținerea. Sunt 33 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 17 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind avizarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din județul Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre și este pentru. Voturi împotrivă. Abținerea. Sunt 33 de voturi pentru. Hotărârea acesta adoptată. La punctul 18 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Tineretului Pietrani. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Voturi împotrivă.
abținere sunt 33 de voturi pentru hotărârea cu acordată. La punctul 19 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri al Consiliului Județean. Două comisii se prezintă rapoarte de realizare. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre și este pentru voturi împotrivă. Cu 33 de voturi pentru hotărâre a fost adoptată. La punctul 20 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 104 pe 2019 privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unui proiect de interes public județean. Vă rog comisiile să prezinte rapoartele de realizare. Comisia Buget. Comisia Cupăză. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere nu sunt. La punctul diverse, dacă aveți... Domnule președinte, o singură întrebare aș vrea să mă adresez, întrebare care o am pregătită de imanitate ca și consilier județean și se referă la obiectivul care se află sub autoritatea Consiliului Județean, respectiv sub sigilul Consiliului Județean, este vorba de stațiunea Negulești sau mai bine spus de Negulești, pentru că practic și teoretic și practic nu este o stațiune. Vreau să știu dacă toate investițiile pe care noastră le-ați anunțat, tot județul Neamț, dacă ați avut în vedere, dacă ați luat în calcul, o posibilă, nu știu, revigorare, nu știu cum să o denumesc. Deci vreau să știu cu ce gând aveți noastră, sau cu ce gând pot eu să pregăriți spre cetățenii mediata Șoimului și cam asta era întrebarea. Da, vă mulțumesc pentru foarte bună întrebarea. Chiar zilele trecute, nu știu cum, pe câteva luni am reușit să finalizăm în instanță, pentru că acolo am avut un timp de instanță. Urmând ca în perioada următoare să venim cu o propunere în forul județean, aici să discutăm, să vedem care e soluția pe care o adoptăm pentru stațiunea Necurești. Eu nu v-am ascuns dumneavoastră că am făcut... o scrisoare de intenție inclusiv pentru stațiunea Bălțătești, pentru că noi avem stațiunea Bălțătești dată la Ministerul Apărării Naționale. Intenția este să o luăm înapoi de la Ministerul Apărării Naționale, pentru că Bălțătești este singura localitate, singurul oateri din județul Neamț, care poate accesa fonduri de la Ministerul Turismului, sunt 200 de milioane, fondurile pentru stațiune balneoclimaterice. Și atunci, cu fondul de la Ministerul Turismului, am putea moderniza stațiunea Bălțătești, după care să o includem în circuit. Îmi pare rău că pentru Negulești nu am aceeași variantă, dar acolo ne gândim la ce soluții putem găsi, ori în parteneriat public-privat, ori să vedem dacă fondurile europene, deși fiind știința mea până astăzi, nu sunt măsuri care pot fi accesate pentru stațiunea Negulești. Dacă nu, găsim o variantă să începem să dăm viață, să spun așa. Nu aș vrea să facem dialog, dar aș vrea să vă aduc în cunoștință că eu cunosc foarte bine situația din interior. Și e vorba de un cazarmament acolo care, pe care de la începătate, bănuiesc că nu se mai deschide. Poate din cazarmament. Mai bine la... Luna trecută sau acum două luni l-am dat la Spitalul Județean. Atunci noi, eu n-am știut lucrurile astea și atunci am venit pe ele să se deterioreze mai bine. Da, mulțumesc frumos pentru răspuns. Dacă mai sunt și alte întrebări. Eu aș avea. Din partea noastră, cu cuicoțelul general, cerem și noi în vedere a departamentului juridic cu privire la drumul Baciu. Deci tot au fost și în presă, mai undeva și noi juridic, doi, sunt cu privire și în presă. Ce se va întâmpla dacă domnul Baciu pierde? Dacă domnul Baciu va pierde procesul definitiv, locul nu asta. Dacă există șansa ca autorile care le-au neestimat să devină evite de militate, în sensul retroactiv. Nu. Nu am întrebat. Poate eu sunt juriz de meserie, probabil și domnul. Nu, avem și cerut punct de vedere și de la ANI. Avem adresă. Atunci când domnul
procesul domnului Baciu se va încheia cu o hotărâre definitivă, o soluție, atunci vom la... Mulțumesc. Dacă nu vă mulțumesc pentru prezență,